Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Laurențiu Botin. Bine ați venit, revenit la Dialoguri Incomode. Am mai făcut o emisiune cu invitatul meu de astăzi, care are teorii interesante vis-a-vis de român, România, despre limba română și despre platoul acela energetic interesant din Bucegi. Am stârnit controverse atunci și pe rețelele de socializare am privit nenumărate mesaje. Unele care spuneau că invitatul meu fură curent, în ghilimele, și îl rog să nu se supere. Altele însă care, până la urmă, au dovedit faptul că lucruri interesante trebuie spuse, mai ales că nu știm foarte multe explicații despre aceste lucruri pe care le-am considerat interesante. Invitatul meu s-a gândit să ne explice toate aceste lucruri și o să vorbim despre misterele românilor în această emisiune. Până vi-l prezenta însă, m-am uitat și eu pe internet și am încercat să-mi dau seama ce se întâmplă cu platoul acela din Munții Bucegi, unde se află Sfințul, Babele și nu numai. Și am găsit un lucru extrem de interesant. Între 1966 și 1968, un arhitect peruan, pe numele său Daniel Ruzo, venea în România pentru a cerceta Sfințul, denumire cu care nu era de acord. Sfințul, acest arhitect, îl văzuse într-o carte poștală. De altfel, el primise mai multe lămuriri de la un coleg român și zice acest Daniel Ruzo: am cercetat munții din 5 continente, dar în Carpați am găsit monumente unice, dovedind că în aceste locuri a existat o civilizație măreață, constituind centrul celei mai vechi civilizații cunoscute astăzi. Ruzo constata că Sfinxul seamănă cu chipul principal dintr-un ansamblu sculptat într-o stâncă de pe platoul Marcahuasi din Peru. Ansamblul denumit de el Monumentul Omenirii, acest ansamblu din platoul Marcahuasi, Peru. Peruanul cu pricina a ajuns la concluzia că, de fapt, nici Sfinxul nu reprezintă doar un singur chip, fiind înconjurat de alte chipuri umane din rase diferite, precum și de capul unui câine. Iar acel câine are rolul de păzitor al unei comori și că trebuie să existe și o peșteră a tezaurului în apropiere. Iar de aici, domnilor și domnilor, urmează misticul, necunoscutul și urmează întrebările noastre. Întrebări la care poate răspunde sau ba invitatul meu. Bine ați revenit, domnule Ionel Tabără. Bună seara și bine v-am găsit și încă o dată mulțumesc de interesul care l-acordați acestor subiecte, care, cu sau fără voia multora, vor schimba fața României într-o bună zi și ziua este aici. Bun, pe mine, de fapt, m-a incitat subiectul în sine, pentru că s-a vorbit de-a lungul timpului și s-au făcut nenumărate emisiuni despre ce se ascunde în spatele Sfinxului. Un laic, un profan, unul care nu vrea să comenteze foarte mult, spune: domnule, știi, e o coincidență. E o coincidență, e un platou masiv, e o rocă masivă, e munte, a bătut vântul, a bătut ploaia. Cunoaște. Și așa a fost eroziunea. Și cu asta basta, am încheiat orice mister. Însă, iată că s-a ajuns la un moment dat, la un moment în care cam toată lumea începe să-și pună întrebări. Am văzut desantul oamenilor de știință americani. Mai pe față, mai pe dos, a fost pe acolo, prin platoul din Bucegi. De asemenea, au fost o felul de discuții vis-a-vis de faptul că există și o piramidă acolo în Bucegi. Da. Vorbim și despre formele ciudate ale Babelor, cealaltă stâncă care ne dă controverse. Iată ce spunea acest arhitect Ruzo. Și se pare că și Nicolae Ceaușescu înființase o divizie de paranormal, menită să studieze ce se întâmplă în platoul din Bucegi, loc unde de altfel se află cele două ansambluri de rocă, da? Dacă să-i zicem așa profan. Bun, domnul Tabără, Sfinxul, să începem cu el. Ce este, după părerea dumneavoastră? Vechimea lui este extraordinar de mare, încă nu pot să mă pronunț eu personal. Însă, după cum știți, se spune poate chiar în religie, adevărul stau în limbă, în port, în cânt și în pietre. Pentru că acestea n-au putut fi schimbate sau modificate de aceea care a vrut să ascundă adevărul. Muntele Omul din fața Sfinxului, știți ce ne spune? Sfinxul este al doilea prag al cunoașterii, spune Blaga, în care Sfinxul te întreabă cine ești.
Dumneavoastră ce ați răspunde Sfinxului dacă ar vorbi, când ați spune, v-ar întreba cine sunteți? Păi dacă ar vorbi Sfinxul cu mine ca un profan ce sunt, cred că m-ați speria și aș lua la fugă. Nu, ar trebui să răspundeți om, pentru că tocmai de aceea, sub vârful nasului nostru, se află vârful om. Însă om este vibrația medie a Universului, iar hindușii au mantrele lor, mantra om. Dacă veți studia, veți afla că om... Om mani padme hum, da? Exact. Om înseamnă vibrația medie a Universului. Noi suntem sunet și lumină. Aceste informații sunt ascunse subtil, dar pentru aceia care sunt interesați. Dar aș vrea să îi șochez încă o dată pe cei care privesc B1 TV, să spun așa, la emisiunea trecută am demonstrat că românii sunt cei mai inteligenți și creativi după Terra, fără a jigni alte națiuni. Demonstrez că limba latină are ca bază limba care noi astăzi vorbim. Limba română este născută, nu făcută, limba onomatopeică, limba naturii, și cei care sunt interesați vor găsi în prima emisiune. Acum ne întoarcem la Sfinx. Sfinxul se află pe platoul Babele. Dar noi citim undeva în Biblie că oamenii, vezi, Doamne, au făcut un tur până la cer și tocmai de aceea Dumnezeu le-a încurcat limbile. Dar nu Dumnezeu le-a încurcat limbile oamenilor, le-a dat liberul arbitru și oamenii și-au bătut joc de ei. Însă platoul Babele se poate citi Babel e. Platoul se poate citi Plat-ou. Și atunci ne întrebăm care ou a fost spart. Păi oul divin. Oul divin este interacțiunea soare, pământ, lună, cele trei elemente, luna fiind de echilibru, din care s-a născut viața, iar noi oamenii suntem, bărbatul este parte solară, femeia este pământul, iar copilul este luna, copilul este echilibru familiei. Adică totul s-a transpus în viața noastră. Deci asta le spune platoul, că a fost partoul divin, relația bărbat-femeie a fost la un moment dat distrusă, dar n-aș vrea să intru în tema asta, poate lumea nu este pregătită să știe ce s-a întâmplat. Însă mesajul este foarte simplu, bărbat, femeie, copil. Tocmai de aceea pe platoul Babele, sau de fapt lângă Sfinx, vom avea, dacă domnii de la noastră au primit imaginea de la mine, avem un falus, practic un falus, și se vede că este un falus vagin. De fapt, mesajul este bărbat-femeie. Asta e legea divină a acestui pământ. În momentul în care se face altceva, lumea se întoarce cu dosul în sus. Babel e, putem să-l citim, Babel e. Și atunci eu spun că platoul acela, așa zis, făcut de oameni, de fapt este platoul Babele, care se citește Babel e. Însă în sumeriană, Babel înseamnă poarta zeului, poarta zeului, de fapt, a omului îndumnezeit, omul care se conectează la univers, fiind sincer cu sine însă și prin ceea ce vrea să facă. Însă și cuvântul sincer ne spune sincer. Cer înseamnă infinitul, sinele este sinele nostru interior care se cuplează la cunoaștere. Tocmai de aceea, hindușii au Akasha, cronica Akasha, cronica cerului. Dar noi acum 5.000 de ani, hindușilor ne-am spus acasă este în cer, căci noi din cer venim. Ei au înregistrat acest termen, acasă, cerul. Deci undeva, eu demonstrez că limba română o găsim prezentă ca informație în toate limbile pământului. Limba română, dar am zis că ne ocupăm în emisiunea aceasta de misterul. Misterul nelămurit încă a Sfinxului și a Babelor din acel platou din Bucești. Dați-mi voie să vă spun ceva, să le spun celor de acasă. Bă, avem o doamnă, Cristina Pânculescu, da, pe numele său. Cristina Pânculescu a scris o carte care se numește așa, Taina Cogaionului, Muntele Sacru al Dacilor. E o carte care a apărut în 2008 și care prezintă concluziile și argumentele rezultate în urma unei mușchi de cercetare întreprinsă pe parcursul a 4 ani în Bucece. Acum, ea spune așa în cartea aceea, geograful și istoricul Strabon vorbea despre muntele Cogaion și zicea așa, tot așa și acest munte a fost recunoscut drept sacru și astfel îl numeau geții. Numele lui, Cogaion, era la fel cu numele râului care curgea alături. Cogaion înseamnă capul magnificul, magnificului, fiind și denumirea getică a Bucegilor, unde se află marele cap sculptat, cunoscut sub numele de Sfinxul Românesc. În studiul Dacia Hiperboreană, publicat la Paris în 1936 și republicat în Franța și în Italia în anii 80, Vasile Lovinescu afirma că muntele Om, despre care spunea și dumneavoastră, da, adică muntele Om, vârful Omul, da? Da.
este traversat de o grotă imensă, care este una din cele mai mari din lume, în sensul că nu i s-a dat de capăt, fiind exploatată doar pe vreo 20 de kilometri. Și tragem cumva concluzia, din punct de vedere istoric și chiar mistic, Sfinxul este reprezentarea unei divinități supreme din timpuri pelasge. Aspectul său omenesc este asociat cu o expresie de suveranitate și putere, acest lucru fiind evidențiat prin fața proporționată, buze severe și bărbia voluntară. Pelasgii au fost anterior grecilor, triburile lor au fost răspândite mai ales în zona Mării Egee, iar, mare, mare atenție, mai e un lucru extrem de important, este că după ideile astronomice și geografice ale antichității clasice, polul nordic, în jurul în căruia se învârtea Universul, atingea pământul culmea, lângă Dunăre, pe teritoriul geților, adică cam pe aici, domnule Tabără, în particular pe munții Ripaiei, adică acei Carpați meridionali. Corfoma acelorași idei, osea sau axa în jurul căreia se învârtea cerul, trecea prin centrul Pământului, deși Universul și Terra aveau o axă comună, axis mundi sau axa lumii. Ei, și de aici vine teoria conform căreia leagănul omenirii se află în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic. Iar noi, românii, avem datoria să fim mândri că suntem români, să nu mai punem capul în pământ, iar mesajul meu acesta este pentru aceea vin la dumneavoastră, nu o să merg la grătar astăzi și încerc să merg la orice emisiune posibilă, cu toate că în general nu se prezintă asemenea informații. Dar să revenim la Sfinx. Eu fiind în fața Sfinxului, pur și simplu uitându-mă la Sfinx, m-am întrebat singur, bă, dar X-ul ce este, că e o necunoscută matematică? În acel moment, practic, eu fiind și un revelat Ion, așa cum mă cheamă Ionel, mi-a venit în cap exact X egal cu T. În timp mi-am dat seama că singura literă logică care generează un cuvânt logic este când înlocuim pe X, doar putem să punem doar T-ul. De ce trebuie să punem doar T-ul? Doar T-ul generează un cuvânt logic și în cazul de față ne dă cuvântul sfânt. Până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Adevărurile stau în limbă, în port, în cânt și în pietre. Același X este, sau ne întoarcem din nou la Sfinx. Sfinxul mai este numit simbol solar sau simbol divin sau leul divin. Am prezentat niște imagini la dumneavoastră regie de la Nemrut Daci, nemuritorii daci, unde apare un leu în stânga și în dreapta. Leul acesta se vede oriunde în toată heraldica lumii, se cheamă păzitorul pragului, dar de fapt este vorba de Sfinxul nostru din Carpați. Același Sfinx se mai cheamă Koga Ion sau capul lui Ion, capul lui Ion Orfeus, care la 29 august, e tocmai ziua mea de naștere întâmplător, a fost tăiat în Dacia de sânziene, mă rog, e un mesaj ascuns acolo, dar practic, de fapt, este data la care lumea s-a schimbat. Capul lui Ion. Le recomand celor care privesc această emisiune să-și pună rudele prietenii să deseneze un pom. Eu am descoperit un lucru extraordinar de interesant la colegi angajați, s-a pus să deseneze un pom. Toți oamenii încep așa, fac o linie orizontală și o coroană. De fapt, ei demonstrează prin acea linie orizontală că nu mai au rădăcină, de fapt își taie capul de minte. Mintea fără suflet, minte. Tăierea capului lui Ion. E un subiect mult mai amplu, dar rămâne doar aici să-și deseneze fiecare un pom și o să vadă că foarte puțin oameni mai fac rădăcina. Mergem înapoi la X. X este... Adică vreți să spuneți că tulpina din pom e gâtul și coroana este ce? Capul? Nu. Omul nu mai desenează pomul cu rădăcină. Dacă mergeți la psiholog, veți afla ce vrea să spună asta. Omul face doar un trunchi, deci taie o linie, pune o linie orizontală, de fapt își desparte mintea de suflet. Ei nu mai sunt conectați la suflet. Asta e mesajul. Însă, referitor la X, X este necunoscut, a X egal cu T ne dă sfânt. Însă X-ul, de fapt, este crucea nemuririi. Fiind crucea nemuririi, conceptul de Dumnezeu este nemurirea. Așadar, X-ul mai are și valența de 1 și 0, arab. Adică, Alfa și Omega, Omega, adică Om e Pământ, început și sfârșit, iar început și sfârșit putem să-l notăm cu Io. Și ajunge la casta domnitorilor români care se auto-intitulau Io, Ștefan, Io, Mircea și erau numiți Măriata. Măriata are legătură însă, de fapt, cu întregul ansamblu Pământ, care vă explicam în emisiunea trecută, numele Pământului este Maria. Și atunci, când era numit Măriata, practic se făcea legătura între... El fiind reprezentantul, practic, hai să zic, al divinității pe acest pământ, omul care înțelege. Același X
am desenat eu acolo. Dar mergeți acolo și arătați-ne. Da. O să vină colegii mei să același încadreze X, și arătați-ne aici. Putem să-l vedem ca raportul între știință și conștiință. Și atunci, spun eu, omul care face știință pe acest pământ doar pentru propriul interes, accesul în conștiință este diametral opus, atâta jos, atâta sus. De fapt, noi suntem pe pământul acesta să ne ajutăm între noi. Asta este menirea noastră ca oameni. Și atunci vom înțelege de ce este acea expresie, toată viața a învățat și tot prost a murit. Mulți în care merg în planul exterior și își dau seama că au învățat toată viața, dar n-au învățat nimic. De fapt, au învățat doar pentru ei. Însă dacă îl raportăm aici pe Eminescu, Eminescu a făcut știință cu dragoste de țară și de neam. El a fost sincer în tot ceea ce a făcut, a avut și el limitele lui. Tocmai de aceea a fost un geniu, pentru că singurul care nu poți să-l minți ești tu. De aceea Eminescu a fost un geniu. La un moment dat mi-a venit în minte, practic așa, hai să zicem, pur și simplu, formula de calcul integral care reprezintă infinitul, însă, practic, această formulă de calcul integral, integrală de la minus infinit la zero din E la X, este paradoxal 1. Și atunci pe sistemul de axe avem 0 și 1. De fapt, singurul cadran care putem să-l citim, L este cadranul din dreapta sus, iar El este Dumnezeu la evrei, Elohim și așa mai departe, sau la noi, la români, care este mai simplu ca toată lumea, noi este pronume pentru masculin, El. Mai vreau să spun ceva aici? Bun, continui. Același Sphinx, vedem că în toate limbile, sau în foarte multe limbi, este notat SPH, Sphinx. Dar PHI se scrie PHI, însă fonetic se rostește FI în limba română și simbolul acesta, OU tăiat, de fapt este rația divină, numărul lui Dumnezeu. Înlocuind fiul acesta sau fiul acesta cu acest simbol, obținem SON X. De fapt, în niște scrieri care parvin din trecutul îndepărtat al dacilor, SON are sensul de primul fiu al tatălui. Îl mai găsim la această formă la suedezi, la limbile nordice, care acest SON definește fiul. Și atunci, practic, ajungem în cuvântul Sphinx, este mesajul primul fiu al tatălui X. Este decriptarea mea. Acum, într-o bună zi, oamenii vor veni și mă vor susține. Același fi putem să-l privim ca prima rază de soare care fecunda Virgina Maria, adică întregul pământ, și atunci citim Io, Ionul din soare, adică fotonul care devine Ion, Io și O pământul. Înlocuind acest simbol fi cu Io, obținem S, Ion X, Ion fiul tatălui, sau undeva găsim Iota Hihuesteosotăr, Ion fiul tatălui salvator, în limba greacă. În același complex, în același cuvânt Sphinx, avem și necunoscuta N, care joacă rol de necunoscută matematică. N-ul se definește ca o necunoscută. Întrebându-ne ce este N, singura literă care generează un cuvânt logic este U. Înlocuind N cu U ne dă S fiu X, adică fiul tatălui X. Notând acum fi și locuind fiul acesta cu fiu, ne dă OU. Oul divin, adică prima celulă divină care s-a divizat, adică de fapt Dumnezeu, că la un moment dat viața a apărut și pe acest pământ. Poate vi se par forțate decriptările mele. Sunt extrem de complicate și foarte greu de urmărit, din nefericire, domnul Tabără. Tocmai de-aia am scris oamenii care sunt, omul dacă este interesat, va continua să studieze sau va întreba. Vorbim doar de cunoscători? Poftiți? Vorbim doar despre cunoscători aici? Că... Nu, vorbim de oamenii care au suflet. Omul care are suflet își cuplează sufletul cu mintea și mintea nu-l mai minte. Oamenii care au învățat de la dracul din cărți, ăia nu o să înțeleagă nimic, pentru că mintea lor e plină de informație răsucită. Dar aici vorbesc pietrele. Este Sfinxul, am înțeles. Bun, da. Deci dumneavoastră ne-ați demonstrat cumva, bine, e foarte, credeți-mă, deci e foarte greu de urmărit. Bun, în momentul în care te preocupă chestia asta, dacă îi explicăm celor de acasă, o să spună, mamă, ce zice asta? Ideea în sine este următoarea, că nu este întâmplător pe pământul ăsta, da? Acest ansamblu, Sfinxul, da. Și Babele și platoul din, da, Bucești, da? Ăla nu e întâmplător. Bun, și acum, ați auzit ce spunea acel arhitect peruan, care studiază și a găsit similitudini în platourile... Marco Aboa și cunosc acel moment. Exact. Dincolo de asta, și istoricii au vorbit despre faptul că există o poveste cu nemuritorii daci și cu un platou... Nemuritorii daci.
Exact. Am imaginile prezentate la noi imagini, nu, să avem și noi imaginile cu neurodace. De asemenea, s-a vorbit despre faptul că e un pol, luați loc, da. E un pol energetic interesant acolo în platoul Bucegilor și că nimeni nu știe până la urmă, ci doar e vorba despre bănuială, da? Da. Că ar fi vorba despre o legătură a omenirii cu divinitatea, că iar s-a mândit. Așa este. Așa este, dar de fapt este vorba de Muntele Godeanu, unde v-am prezentat o altă imagine, o discutăm după aceea. Însă aș vrea să termin o dată cu Sfinxul. Sfinxul mai este numit și Leul Divin, după cum spuneam. Dar Leu citim El, Eu. El, Dumnezeu, Eu. Lion, îl citim Lion în limba franceză, este Lion, da? Dar citim El, Ion. Leva, acum e o legătură practic, se face, eu transmit informația mai departe, vorbesc de Ev, Leva bulgarilor, dar adevărurile au fost încriptate la vedere și mare măsură pe bani au fost încriptate adevărurile, pentru că omul se uită doar la bani și nu caută adevărul. Deci Leva se citește El Eva, adică Dumnezeu viața. Acum, îi rog pe spectatorii noastre să-și imagineze un dolar american pe care avem o piramidă, avem pauză și lumină. Adică, de fapt, se poate citi ca o lumânare aprinsă, adică este un I. De fapt, pe dolar american, mesajul este Ion E. Ion E. Pe, la chinez avem Yuan, dar care fonetic se aude tot Ion. De fapt, aceste mesaje sunt foarte vechi, mult mai vechi decât cunoașterea care avem noi de 2000 de ani. Mult, mult mai vechi. Tocmai de aceea pe noi românii ne cheamă Ion și Maria, cel mai des întâlnite nume la români. Pe măsură ce ne depărtăm de începutul vieții pe pământ care este aici, practic aceste nume se diluează, sunt în ce mai puține. Dar aici este practic centru. La ei devine John.